CSU Suceava este în grafic la jumătatea campionatului. Echipa lui Răzvan Bernicu și-a trecut în cont a 10-a victorie stagională după ce s-a impus joi în sala LPS cu scorul de 37-19 în fața Politehnicii Iași, în ultima etapă a turului Diviziei A la handbal masculin. Desfășurată în condiții improprii, fără apă caldă la vestiare și căldură în sală, întâlnirea a stat sub semnul echilibrului doar în primele 6 minute de joc, încheiate la egalitate, scor 2-2. Până la pauză, formația gazdă s-a distanțat la 11 goluri, scor 17-6. Ritmul a crescut în repriza a doua și până în minutul 45 scorul a ajuns la 29-12. În ultimul sfert de oră, antrenorul Răzvan Bernicu a rulat întreg lotul de jucători, dar acest lucru nu s-a cunoscut pe tabelă. Scorul final 37-19 și sucevenii au intrat cu moralul ridicat în vacanța de iarnă, care va dura 4 săptămâni.